Potrivit Institutului Național pentru Sănătate Publică, numărul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 82. Alte două femei și un copil de 2 ani au murit din cauza gripei. Nici unul nu era vaccinat și sufereau și de alte boli. Gripa se poate transmite foarte ușor de la o persoană la alta, fie prin tuse sau strănut, fie prin atingerea suprafețelor sau obiectelor contaminate cu virusuri gripale. De aceea se recomandă respectarea măsurilor de igienă personală. Gripa este cauzată de virusurile care infectează căile respiratorii. Persoanele bolnave de gripă au unele sau toate dintre următoarele simptome: febră, durere de gât, secreții nazale, tuse seacă, oboseală, durere de cap și sau dureri musculare. La Spitalul Județean, vizitatorii sunt obligați să se echipeze corespunzător cu halat, mască și totoși de unică folosință, iar accesul este restricționat pe anumite secții.